Bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și mulțumesc tuturor celor care vă aflați aici. Sigur, fiind a doua zi după Ziua Națională, ne-am gândit să vorbim despre conștiința națională, despre națiune. Sunt cumva noțiuni și cel de națiune și cel de conștiință care au ajuns să fie cumva ușor demonetizate. Ambele și-au pierdut ceva din acuitate în favoarea unor alte concepte ceva mai tulburi. Conștiința, după cum bine știți, are de-a face cu ceea ce cunoaștem împreună, cu ceea ce știm cu toții, cu ceea ce este cumva, deci este o cunoaștere cu un anumit grad de obiectivitate, ca să spun așa, are de-a face cu ceea ce cunoaștem în interiorul nostru, în același timp. Englezii traduceau conștiința prin inuit, înțelegere înăuntru, cunoaștere înăuntru, și are de-a face și cu capacitatea noastră de a distinge între bine și rău. Cu alte cuvinte, conștiința este acel segment al înțelegerii noastre, al intelectului nostru, care ne ajută să ne raportăm corect, lucid, la realitate. La realitatea văzută și nevăzută. La realitatea lucrurilor, la realitatea valorilor, la realitățile sufletului și așa mai departe. Este foarte important să reținem aceste lucruri pentru că națiunea pe care o sărbătorim la 1 decembrie 1918, este o națiune care a reușit în acel moment să construiască un stat național unitar. Da? Națiunea ca stat național apoi la 1959. S-a întregit la 1918 cu Transilvania, cu Basarabia și cu Bucovina. La 1 decembrie nu sărbătorim 100 de ani de națiune română, așa cum se vede pe foarte multe afișe, decât dacă luăm termenul de națiune în sens cumva anglosaxon de stat-națiune. Dar în sensul nostru al limbii române nu putem vorbi de 100 de ani de națiune română. Este într-un fel paradoxal că sărbătorim la 1 decembrie această mare unie care între timp și această unie mare care între timp s-a remicșorat cumva. Deci, practic, la 1 decembrie sărbătorim o rană și sărbătorim până la urmă și un concept, apropo de claritatea conceptului, un concept care s-a ciupit, s-a diminuat cumva și a rămas mai mult un România mai în interiorul nostru, dar este cumva de acel inuit, este în noi, este o imagine a noastră, un ideal pe care îl avem. Națiunea, în același timp, a început să fie cumva demonetizată, pentru că avem tot felul de alte proiecte, mult mai mari, continentale, globale, care ce se împiedică între aceste limite, de aceste limite ale națiunii, se împiedică de aceste realități care alcătuiesc națiunea. Într-o anumită versiune a istoriei, se spune că națiunea a apărut, de fapt, în secolele al XVIII-lea, al XIX-lea, din nevoile burgheziei de a-și crea o piață de desfacere națională. Știu că în România aceasta este o idee foarte, nu că la modă, este aproape general acceptată. O aud peste tot, ai mai bine de vreo 15 ani, cred că 20 de ani de când a fost pusă în circulație.
mai ales pe lucrările unor sociologi și istorici marxiști, Hobsbawm și Germer, care au devenit cumva lider de lege. De fapt, dacă ne uităm la națiuni, la istoria națiunilor, există ceea ce foarte mulți istorici sau sociologi numesc proto-națiuni, noțiuni antice, cum ar fi, de exemplu, Armenia sau Iudeia. Există, de asemenea, națiuni medievale, Franța, Anglia, definite prin ce? Prin recunoașterea unor origini etnice comune, printr-o limbă comună, prin ocuparea unui teritoriu care e considerat tot așa un teritoriu comun, moștenit, da? Și foarte interesant, vorbim de națiunile medievale, prin existența anumitor sfinți protectori, sfinți patroni, care sunt specifici anumitor țări. Deci există această concepție culturală a națiunii, de care desigur concepția materialistă a marxismului nu poate ține cont. Marxismul e definind noțiunea în termen de piață. Da? Ei bine, practic noi la 1918, la 1 decembrie, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat atunci, vom găsi de fapt destul de puține calcule economice în spatele acelei unii și vom vedea un întreg avânt cultural care s-a desfășurat pe parcursul cele de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea cu PPR, dar a început ceva mai devreme și a culminat în acel moment. Este vorba mai puțin de crearea unei piețe de desfacere, este vorba mai puțin de câștigarea anumitor avantaje economice. Până la urmă, România Mare a însemnat din anumite puncte de vedere o Românie mai mică. Să nu uităm că România Mare a însemnat și apariția unei probleme foarte acute a minorităților, populația de origine română din România Mare scăzând în procente față de România Mică. Să nu uităm că, de exemplu, slavici au făcut închisoare și a obiectat împotriva Uniunii Transilvaniei cu România, a fost considerat și acționat într-o bună măsură ca germanofil, pentru că, după cum scria el a fi preferat ca România să rămână mică, pentru că spunea bine să rămână mică și omogen ortodoxă. Deci, oamenii care au făcut calcule la acel moment, de diverse feluri, nu au avut câștig de cauză. Câștig de cauză a avut idealul național, a avut conceptul acesta național, a avut această încercare de a reîntregi neamul. Și este foarte important să vedem, vorbind de conștiință națională, câtă luciditate a stat în spatele acestui ideal, pentru că vorbim de conștiință ca fiind ceea ce ne asigură o legătură lucidă cu realitatea. Care au fost realitățile secolului al XIX-lea și a începutului de secolul XX? Și care au fost raporturile noastre cu acele realități? Este foarte important să știm aceste lucruri, pentru că o națiune nu poate exista și nu se poate perpetua, nu poate rezista în confuzie și prin confuzie. Și la ora actuală mi-e teamă că în România există foarte multă confuzie în privința rolului și locului nostru în lume. Și de aceea e bine, până ne dumirim și stabilim exact ce avem de făcut, să ne căutăm niște repere. Acesta obișnuia să fie gestul firesc al oricărui om depusolat, da? Să-și caute repere, să caute nordul, mușchiul de pe scoața copacului, steaua nordului, să caute ceva. E bine să ne obișnuim din nou să căutăm aceste repere, să nu mai credem că ne putem descurca oricum și oricând, adaptându-ne la noua realitate. Pentru că dacă ar fi fost să ne adaptăm la noua realitate în secolul al XIX-lea, ar fi dispărut de mult. Impulsul unionist, după cum probabil știu foarte bine unii dintre dumneavoastră, a avut de-a face mai ales cu Moldova, la acel moment. De ce? Nu pentru că ar fi fost neapărat cei din Moldova mai genial,
ci pentru că Moldova a pierdut Bucovina la 1774-75 și Basarabia la 1812. Și după cum vedem în documentele epocii și în manifestele epocii, inclusiv în manifestul Partidei Naționale scris de Cugărnigeanu, un document foarte important la acea vreme, știu că Mihail Cugărnigeanu nu e neapărat foarte bine văzut în aceste locuri, dar vorbim aici de un om politic dinainte de perioada lui Puzistă și de istoricul Cugărnigeanu. Dacă ne uităm la acele momente, vedem că elitele boierești ale Moldovei din acea vreme și foarte ortodoxe, în același timp, au conștientizat faptul că dacă nu găsesc o soluție de unie cu Muntenia, s-ar putea foarte bine Moldova să dispară de pe hartă. Două bucăți mari ale Moldovei fusese deja răpite. Și de aceea s-a trecut la tot felul de tratative și s-a ajuns la tot felul de soluții în care, cel din urmă, desigur, au inclus și mutarea capitalei sau stabilirea capitalei noului stat la București, pentru că problema unității naționale era una a continuării existenței naționale. Cele două mici țări românești nu prea mai puteau exista ca atare în noul context care se formase în Europa post-napoleoniană. Deci, din această cauză vedem o implicare foarte decisă a acestor elite, boierești și intelectuale, pe drumul unionismului mai întâi și apoi pe drumul acestui ideal național. Care să știți că nu era foarte simplu. Noi, sigur, vorbim acum de secolul al XIX-lea, secolul naționalităților. Dar să știți că în Moldova aceea patriarhală a lui Mihalache Struza, din anii 1840, dacă foloseai cuvântul național, era cenzurat. E foarte interesant. Când Mihai Cugărnigeanu sau Vasile Alexandrie au folosit cuvântul național pentru, în presa vremii, au fost cenzurați. Se putea folosi strămoșesc, moldovenesc, chiar și românesc, dar nu național. Construcția națională era împiedicată la acel moment. Chiar și împotriva școlii mihailene au fost presiuni foarte mari pentru a fi desființată, astfel încât învățământul superior, liceal și superior în limba română, să nu poată avea loc. Tocmai de aceea, o altă direcție prin care s-au manifestat aceste elite a fost cea a educației și a școlii, ajungându-se foarte repede la ideea necesității înființării de școli în limba națională, apoi inclusiv de teatru în limba națională, și teatrul era perceput la vremea aceea tot ca un mijloc de educație. Într-o foarte interesantă prefață a lui Șteu Iosif, din ediția Teatrului lui Vasile Alexandrie, apărută la Minerva, la editura Minerva, în 1905-1906, Știu, Iosif spunea un lucru șocant cumva pentru noi astăzi, spunea că Teatrul lui Vasile Alexandrie, pe care de atunci în ziua de astăzi nu mai știe nimeni, noi acum astăzi, nu știu câți dintre dumneavoastră au văzut Chirița în provincie, nu vorbesc de alte piese mai obscure, cum ar fi Despot Vodă, de exemplu. Știu, eu se spunea că Teatrul Vasile Alexandrie era un mijloc de educație națională pentru că a fost pentru românii din Transilvania și, de fapt, din toată România, un fel de, după cum foloseam expresia atunci, le-a prezentat tabloul vivant al istoriei românilor. Era, pentru ei, atunci era ca și cum Alexandria a fost un fel de Hollywood al istoriei românilor. Piesele lui le înfățișau românilor, le vorbeau despre ei înșiși. Da? Făceau educație națională în acest sens. Deci, pe lângă școli și marile mișcări de întemeiere de școli, de sisteme școlare
mai mult sau mai puțin universale, au început cu Alexandru Ioan Cuza și au continuat apoi cu Spirul Hayek, care a dus această școală românească în direcția pe care s-a mers până pe la mijlocul anilor 90. Întemeierea acestor sisteme de învățământ a avut iarăși rolul de a da o direcție națională noului stat român. Cum? Prin sedimentarea și popularizarea și educarea copiilor în sensul valorilor naționale, al culturii naționale. Practic, atunci s-a creat și un canon cultural național. Atunci s-au învățat prima dată anumiți autori români în școală. Atunci s-au selectat valori. Înainte de acest moment, românii puteau învăța fie în mici școli parohiale, care puteau exista sau nu, sau, în funcție de momentul istoric, de valul de lăcuste care venea, de tătari, de înghețuri și așa mai departe, diversele calamități naturale care se abăteau asupra locului și care puteau pune capăt școlii, sau, dacă erau bogați, învățau acasă cu tutori străini. Să ținem cont, când ne referim la sistemul de învățământ pe care îl avem încă astăzi, de acest lucru, că acest sistem de învățământ care a funcționat și care stă la baza funcționării României moderne, a fost precedat de o epocă în care nu aveam prea mari lucruri. În același timp s-a trecut la o viață culturală foarte, foarte intensă. Vedeți, un istoric demitizant de școală nouă, tătucul tuturor demitizatorilor, nu știu dacă se mai dau numele, că știți cine e, spunea că la 1918, în mod miraculos, s-a produs unirea, că am avut un mare noroc, dar că lăsa de la dânsul puțin, spunea că totuși exista și o conștiință națională foarte puternică la acel moment. În niciun punct al cărților sale, însă, nu ne explică cum s-a construit acea conștiință națională. Sunt foarte multe lucruri pe care le rostim despre noi, cei de astăzi și cei de ieri, foarte multe adevăruri sau neadevăruri generale, fără a umbla vreodată la mecanismele care au condus la această stare de lucruri. Nu ne explică nimeni cum s-a ajuns la 1918 la această stare de lucruri, la acea conștiință națională generalizată. Pentru că ea nu era rezultatul norocului. Ea era rezultatul unui eșafodaj și al unui mod de lucru în interiorul națiunii. Mod de lucru la care e bine să ne uităm astăzi, dacă vrem să continuăm să bătuim 1 decembrie și peste 20-30 de ani, dacă vrem să mai trăim între cadrele unui stat național, fie el și ciobit, cum e astăzi. În al treilea rând, deci, pe lângă școli și toată această direcție politică pe care a luat-o secolul al XIX-lea pe linie națională, s-a lucrat foarte mult în sensul construirii de continuități culturale. Și acesta e un lucru foarte important, pentru că, vedeți, și școala, și continuitățile culturale fac parte, dacă vrem, dintre derivatele culturale ale ortodoxiei până la urmă, da? Nicăieri nu e valorificată continuitatea mai mult decât în liturghie și în viața liturgică a bisericii noastre. Și toată această comunitate cu cei trecuți, cu cei de față și cu cei viitori. Acest reflex cultural al liturghiei a fost în secolul al XIX-lea constituit de cultivarea continuităților în cultura română. Noi suntem obișnuiți astăzi să trăim în nișă. Suntem foarte mult nișați. Avem senzația că lumea s-a născut cu noi, că România s-a născut la mol, la sal.
Că în genere, oare Dumnezeule, cum putea exista oameni acum 30 de ani pe vremea când nu existau telefoane celulare? Avem foarte multe complexe, de fapt, ca națiune, am ajuns să avem complexe de oameni orfani, pentru că nu mai știm de unde venim. Pentru că s-au rupt aceste continuități. Și rupând aceste continuități, suntem într-o permanentă stare de complexare față de vecinii noștri mai bogați, nu doar financiar, vecinii noștri, mă refer în context european, nu mă refer neapărat la anumiți vecini de la sud sau de la vest sau de la nord-est. În context european, suntem tot timpul complexați față de vecinii noștri, de partenerii noștri, mai bogați nu doar material, ci și patrimonial, cultural. Ducem cu noi foarte puțin, ne ducem doar portofelul, cât să ne ajungă să ne putem opri la mor, dar în același timp suferim amarnic pentru că nu avem consistență, suntem ușurei. Secolul al XIX-lea a fost primul care s-a luptat sistematic, pe scară largă, cu această insuportabilă ușurătate a ființei. Punând, construind și punând lest la temelia ființei noastre naționale. Ce înseamnă acest sentiment al continuității? Înainte de a fi întemeiate, înființate, legiferate anumite instituții ale statului care să se ocupe de lucruri ca atare, au fost foarte multe inițiative ale acestor elite boierești și intelectuale care au pus lucrurile pe roate. Mie, desigur, îmi place să mă refer la cum vorbim literare, pentru că această revistă a constituit coloana vertebrală a statului, a culturii României mici. A fost cea mai longevivă revistă, a supraviețuit și României mici și României mari, dar până una alta, în cadrul României mici, a jucat un rol formidabil, întreg, care nu este prezentat cum trebuie în manualele din ziua de astăzi și e foarte important să ne amintim cum anume s-a lucrat. Pentru că după valul marilor clasice, Eminescu, Preane, Caragiale, Slavici, de care știm cu toții, mi se spune că vorbim literare a intrat într-o fază de decădere. Nu e adevărat. Dincolo de faptul că au fost toți clasicii din al doilea val al clasicismului românesc, cum ar fi Duiliu Zamperescu, de exemplu, sau Bărătescu Voinești, sau cine vreți dumneavoastră, Vasile Voiculescu a debutat acolo, Pilar, Blaga, oricine. Cam toți au scris. Sunt doar vreo 2-3 scriitori care nu au publicat atunci consistent în covârbit. Dar dincolo de acest lucru, vedem ce anume vedem, că după faza romantic-literară, să spunem așa, revista a crescut, cum se spunea în copilăria mea, odată cu țara, a crescut în direcții pe care le impunea realitatea. Avea, cu alte cuvinte, ceea ce vorbeam la început, această luciditate a relației cu realitatea. Și a trecut la profesionalizarea culturii române. A trecut la structurarea academică a culturii române. Astfel încât după faza literară avem marea fază filozofică și istorică. De exemplu, a covorbirii. Cu toți marii filozofi ai epocii, Pepe Negulescu, Rădulescu Motru, Grigore Tăușan, Ion Petrovici. Mai târziu au venit și Mircea Florian și toți ceilalți, dar în acest moment, 1900, erau toți acești mari filozofi la cum vorbi, ei fiind discipolii lui Maestru, și apoi Marea Școală Istoriografică, care a început cu Adexenopol și a continuat apoi cu Bârvan, Dimitrie Olciu, cu mari istorici literari, Bogdan Duică, cu Ioan Bogdan, marele slavist, o întreagă pleiadă de oameni care au pus apoi pe roate sistemul acesta de metabolizare a culturii. Tot acest eșafodaj care susține o țară, care susține conștiința națională, care ne ține treji și care funcționa. Este foarte important. Toate aceste structuri funcționau. Adexenopol, la vremea lui, în tinerețe, gândiți-vă, la 21-22 de ani, scria articole de la studii, de la Berlin, în care e ca lui Maierescu, spunându-i că teoria formelor fără fond e cam
păcuboasă pentru România, pentru că e bine să și filtrăm anumite lucruri, dar că totuși trebuie să avem încredere, spunea Xenopol, în resursele poporului român. Xenopol a dus o bătălie apropo de lucitate pe două fronturi. Una împotriva istoriografiei școlii ardelene, spunând că Xenopol spunea că românii nu sunt valoroși pentru că sunt urmașii epiponici ai romanilor, ci prin ceea ce sunt ei înșiși, atunci, acum. Și din același punct de vedere, răspundea lui Maiescu, să avem încredere în potențialul poporului român și să încercăm totuși să creăm niște instituții și să vedem ce se întâmplă cu ele. Pentru că sigur va veni și talentul care există. Și în mare măsură s-a întâmplat astfel. Deci a fost această uriașă luciditate a ceea ce însemnăm noi ca națiune. Nu a fost un noroc la 1980, nu a fost o întâmplare, a fost o construcție culturală cu un termen folosit astăzi ca titlul al unei cărți pe care nu am citit-o, pas cu pas, salutam. Dar s-a mers pas cu pas, foarte apăsat, în toate aceste direcții. Această continuitate culturală a inclus și biserica. De exemplu, dumneavoastră învățați astăzi în școlile noastre, în sistemul nostru de învățământ, că cei la Convorbiri erau ceva de genul niște masoni, atei, care nu dădeau doi bani pe biserică. Nu este adevărat. Uitați-vă în paginile Convorbirilor, din epocă, începeți cu 1967 și mergeți în sus și veți vedea cât de multe articole referitoare la cărțile liturgice, cât de multe articole referitoare la literatura religioasă sau la istoria bisericească au apărut în Convorbiri. Erau foarte, foarte atenți la aceste lucruri. Articole laudative, vreau să spun, nu critice. Articole empatice. Dacă veți citi documentele lui Torouțiu, veți vedea că veți descoperi acolo, de exemplu, un alt de Xenopol care postea și care era foarte ortodox. După mama grecoaică, foarte aprile. Sunt lucruri foarte multe, sunt, cum să zic, lumea ortodoxiei românești se întinde în tot acest secol al XIX-lea în direcții pe care noi astăzi ori nu le bănuim, ori le-am uitat. Și de aceea, când facem linia și tragem bilanțul, cum s-a întâmplat în 1 decembrie 1918, începem să vorbim despre o mică istorie diplomatică, despre câteva anecdote, despre noroc, în cele din urmă, despre marile puteri, scoțându-ne pe noi din ecuație. Nu e adevărat. Nu putem face acest lucru. Nici brătienii nu ne îngăduie istoria acestei magnifice familii, nu ne îngăduie să facem acest lucru. Capacitatea noastră de a negocia și astăzi cu marile puteri, capacitatea noastră de a ne apăra și astăzi interesul național, așa cum s-a făcut în perioada 1914-1918-19, ține de raportarea noastră la aceste lucruri. Ține de încărcarea memoriei, bateriilor și de consolidarea ființei noastre cu ajutorul acestor lucruri, cu apelul la acești strămoși, cu apelul la aceste realități. Desigur că trăind între niște limite conceptual foarte vagi și istoric foarte înguste, nu ajungem nicăieri. Sau ajungem la ceea ce Alexandru Rafa numea într-o carte a lui Apostolatul Antisocial. Trebuie să redescoperim toate aceste istorii și toate aceste personalități și toată această durată lungă a istoriei noastre pentru a ne veni în fire. Momentul 1 decembrie 1918 a fost un moment construit pe astfel de raportări
erau oameni care duceau în desagerile lor foarte multe istorieni și un moment al jertfei, ucide. Dacă vă uitați, de exemplu, cum a negociat Ion Brătianu cu marile puteri intrarea României în război, vă dați seama de cum anume se apără din punct de vedere extern o națiune. Și nu sunt partinic aici, eu fiind moldovean, desigur că țin conservatorii brătienii, dar nu pot să nu recunosc măreția acestei dinastii. Deci, sunt, mă rog, ieri am avut o lansare la Sofia și după aceea am ajuns la hotel. Am putut să văd așa cam 20 de minute din programele care sărbătoreau Ziua Națională la televizor și mi s-au părut în proporție de 98% înjositoare pentru noi ca români. Și sunt puțin deprimat astăzi când vă vorbesc, pentru că nu reușesc să regăsesc niciun fir din toate firele acestea pe care le pomenesc eu în viața noastră publică. Continuăm să negociem. Am ajuns să cerem școlii și chiar și bisericii să meargă în pas cu vremurile. Uitând cât de mult bine a făcut societății românești, faptul că școala și biserica nu au mers în pas cu vremurile între 1948 și 1989. Și uitând că toți avem la iubitele noastre laptopuri instalate programe antivirus. Numai în viețile noastre nu avem niciun program antivirus și nici în societatea românească. Stăm, funcționăm cu toți troienii, cu tot malware, absolut, vă vorbesc pe limba poporului actual, că mi-am dat seama că alte comparații. Deci funcționăm târând după noi toate aceste softuri parazit care ne încetinesc și ne blochează funcționarea. Nu am fi ajuns la momentul acela în acest fel. Trăim, practic, irresponsabil și chiar sunt ucigași astfel. Și e timpul ca măcar astăzi, sau ieri, sau când, odată pe an, dacă tot timpul, să ne aducem aminte de acest lucru și apoi să facem ceva în acest sens. Pentru că România mare și România, până la urmă și asta, România modernă în care trăim noi, s-a construit de către niște oameni care au ajuns în mod lucid la niște proiecte de țară, cum se spune acum, și apoi au făcut ceva în acest sens. Aceasta e legătura între națiune și conștiință. Între conștiința ceea ce suntem și conștiința modului în care trebuie acționat și a discernei valorii. Mă opresc aici. Vă mulțumesc! Înainte de a trece la următorul invitat, totuși, deci nu vă mai ridicați, vă pune câteva întrebări, așa, dacă... Mai întâi, echipa care la gândirea susținea la un moment dat că românii reprezintă cea mai solidă punctă de legătură între Roma, cetatea eternă și Bizanț. Având în vedere o expresie pe care o folosim des și anume că suntem singura ortodoxie latină. Și bine, au fost și profesori
Nu pot, nu sunt totuși cu în primul rând, pentru mine, Nichifor Crainic, dincolo de faptul că în tinerețe am dus polemici aplice în numele lui, totdeauna m-am considerat a fi mai apropiat de gândire decât de alte curente politice sau culturale ale intervenirii. Nichifor Crainic e pentru mine omul despre care mi-a povestit Pavel Zelescu, că e după 23 august, când Pavel Zelescu fusese apropiat șef de cabinet al Ministerului Propagandei, secretar și așa mai departe, și îmi povestea că după 23 august l-a întrebat Zelescu pe Crainic ce facem, domnule Crainic, plecăm și noi din țară, pentru că știau că ei, jucând un rol foarte activ în timpul războiului și chiar înainte de război în mediile tradiționaliste, ortodoxiste românești, vor fi ținte ale noului, ale noii stăpânii. Și Crainic a spus, nu, cum să plecăm? Zice, rămânem să murim sub dărâmături de țară. Și deci, iată, acesta e motivul pentru care Crainic a rămas în țară și pentru care a suferit atât de mult și pentru care în cele din urmă a fost și el demitizat și până la urmă pângărit atât de mult după 1989, pentru că a ajuns în ordine să vorbești noi despre Crainic în ziua de astăzi, pentru că știu foarte bine ce a făcut Crainic, talșul Crainic. Acum, în legătura între Roma și Bizanț, iarăși vă dau un răspuns din perspectiva mea. Am predat foarte mult în cadrele unei alte culturi anglosaxone, unde oamenii știau despre Bizanț ceea ce a scris în secolul XVIII la Gibbon. Și anume că Bizanțul înseamnă decăderea Imperiului Roman. Apropo de suntem între Roma și Bizanț. Și eu, fiind un om al răsăritului acolo în departament, începeam lecția, bine, că Bizanțul, în mod normal, trebuia predat foarte pe scurt, fiind doar o simplă decădere a Imperiului Roman, nu aveam ce discuta. Și le spuneam studenților americani, închipuiți-vă o decădere care durează 1000 de ani. Poate exista așa ceva? Nu. Bun, atunci haideți să discutăm despre Bizanț, ce înseamnă Bizanțul. Și deci sigur că Nichifor Crainic avea dreptate, pentru că lingvistic suntem legați de Roma, mai puțin juridic, din păcate, spiritul juridic roman ne lipsește. Iar social și stilistic, antropologic aș putea spune, suntem foarte mult, foarte mult legați de această lume bizantină și mă gândeam că un motiv pentru care istoria Bizanțului a durat atât de mult, Bizanțul a fost atât de rezistent, a fost și această organizare a lui pe teme, pe aceste ochiuri de plasă de răzăști, de proprietari de pământ care erau și soldați. Era o organizare din această agricolă militară care se dovedea a fi o plasă foarte, foarte rezistentă și cu capacități de regenerare în fața invadatorilor. Până și acest model l-am preluat și se pare că am preluat, după câte îmi dau eu seama, și modelul care nu a folosit foarte mult, dar e un model foarte interesant care arată legătura noastră cu ortodoxia, modelul bizantin al preluării tronului, nu neapărat de către fiul cel mai mare, știți că se vorbește că era os domnesc. În Bizanț trebuia să fie os domnesc, dar tronul trebuia preluat de cel care se dovedea sau putea fi cel mai bun apărător al ortodoxiei. Și în istoria noastră se vede și această tușă bizantină, pentru că întotdeauna, uitați-vă, apropo de ce se întâmplă astăzi, de ce se întâmplă atunci, prin oricâte necazuri am fi trecut, domnii, dacă se duceau sau treceau la o altă confesiune, chiar creștină, nu mai rămâneau foarte mult pe tron, deci trebuiau să fie apărători ai credinței. Și un al doilea fenomen foarte interesant, aristocrația, nobilimea noastră, ca și nobilimea bizantină, nu a trecut la altă credință. Tot timpul m-am întrebat în acel context geopolitic și am discutat și la Iași cu mari istorici și așa mai departe, e o altă enigmă
Și atunci era la poporul român, de ce boierimea românească nu s-a catolicizat, să zicem. Puteam negocia numai bine multe lucruri. Deci această aderență la dreapta credință este iarăși un alt lucru care mie, unuia mi-aduce aminte de încăpățânarea grecilor într-o ortodoxie. Deci cred că Cainic avea dreptate și avea o viziune foarte, foarte, foarte profundă când spunea acest lucru. Nu cred că era doar un joc de cuvinte. V-a spus să vă așezați că mai punem câteva întrebări. Nu contează, nu. Mircea Bogănescu, unul dintre reprezentanții de seamă ai generației interbelice și cel care avea să-și precedească itinerarul său creștin cu această martirul său de la Aiud din 1952, la un moment dat spunea despre, după înfăptuirea Marii Unire, așa cum se spune de obicei, de la 1918, care este misiunea tinerei generații. Și, printre altele, spunea, după înfăptuirea unității politice, este necesară înfăptuirea unității spirituale a românilor, prea divizați între tipul kantian al Adelanului, tipul levantin, așa, al Utenilor și tipul rusesc al Moldovenilor, cam așa spunea. Deci spunea, misiunea tinerei generații este să ajungă la această unitate spirituală și să se întărească, în mod profetic spunea, pentru vremurile de încercare care vor veni. Deci acum se va vedea cine va rămâne în picioare. Dumneavoastră a scris foarte mult despre tânăra generație, despre problema tinerilor din ziua de astăzi. Aveți o experiență destul de profundă, așa cum ne-ați spus. Deci înțelegați și preda, nu mai cum ați spus, un doctorat la Universitatea Columbia. Nu la Columbia, nu. La Ohio State University din Columbus. La Ohio, da. Deci, v-aș întreba, așezându-vă în locul lui Mircea Bogănescu atunci, care este misiunea tinerei generații? Cum vedeți această salvare, că vorbim de națiune și conștiință, de această salvare și ce trebuie să conștientizeze generația tânără, având în vedere că noi astăzi trebuie o experiență, nu știu, unii spun că este o experiență ciudată, în sensul în care 4 milioane de tineri și unii dintre ei foarte bine pregătiți, pentru că nu suntem, cred că tot lumea să spunească, numai marfă de export, așa, căpșunat și așa. Și avem și ingineri, avem scriitori, oameni de mare valoare, medici. Și ceea ce eu am constatat, slujind mai ales în Italia, unde avem și o, să zicem așa, extensie, cum se spunea, facultății de teologie pentru românii din diaspora, am rămas impresionat de faptul că tinerii români, care în România nu mergeau la biserică, nu se spovedeau, nu se împărtășeau, i-am văzut prezenți duminica, îmbrăcați în costum național, cu întreaga familie. Deci, iată o schimbare. Și mai mult decât atât, un părinte francez, Vasile Veselin, înainte de a trece la România, era venit foarte mult pe români. Deci un catolic francez, trecut la ortodoxie, a trăit în Sfântul Munte Arus, s-au tradus mai multe cărți și nostalgia ortodoxiei. Înainte de a trece la România, a spus un lucru și aici v-aș ruga să vă întreb în ce măsură credeți în ceea ce a spus Părintele Vasile Veselin. A spus așa, că noi românii am plecat în Occident pentru a rezolva o problemă materială, dar Dumnezeu va întoarce această plecare noastră dintr-o mare misiune de recreșinare a Europei. Chiar așa a zis. Deci a zis un francez. Deci,
Aveți, cum spuneți, adevărat sau diplomatic? Adevărat, adevărat. Adevărat. Pentru că nu sunt foarte optimist. Ce poate face tânăra generație? Vedeți, în primul rând, Mircea Vulcănescu deja vorbea de, pe vremea aceea vorbea de ardelenii, cantieni și așa mai departe. În ziua de astăzi, e mai greu de folosit asemenea noțiuni înalte atunci când încercăm să caracterizăm anumite segmente ale națiunii noastre. Cred că principala provocare pe care o avem astăzi și principala provocare pe care o va avea, deci, probabil generația tânără, este aceea de a, nu neapărat de a trece peste diferențele regionale, pentru că ele s-au estompat foarte mult. Datorită mass media, datorită sistemului de școlarizare, eu am rămas uimit că la Iași mulți oameni vorbesc cu accent de televizor. Deja nu mai vorbesc ca la noi la Iași. Vorbesc cu un accent artificial de tip ProTV. Vorbesc exact ca televizor. Deci ei sunt vecini cu televizorul, cu vecinilor. Aceste diferențe s-au estompat în mare măsură. Mi se pare, pentru mine, ceea ce consider a fi o mare provocare acum și o dificultate este să găsim un mod de a rămâne ortodoxi și după moartea omului organic tradițional, rural. Pentru că ortodoxia nu a funcționat până acum în absența rezervorului sapului. Va trebui să găsim un mod de acum înainte, fără a deveni de altă confesiune, care merge cu Biblia sub braț oriunde se așează și și-a găsit împăcarea cu Domnul, să găsim un mod de a rămâne ortodoxi și după moartea unui rânduieli agrare tradiționale. Mi se pare un răspuns foarte greu de identificat. Mi se pare că încă nu suntem conștienți că trebuie să ne punem această problemă. Și cred că aici va avea tineretul foarte mult de luptat cu această chestiune, pentru că ei vor ajunge să trăiască maturitatea în cadrele unei lumi foarte diferite de cea în care au copilării noi. Timpul istoric s-a accelerat foarte mult. Lumea bunicilor mei nu era foarte mult diferită de lumea străbunicilor mei de la 1750-1800. Lumea bunicii mele este foarte diferită de lumea băiatului meu. S-au luat aici niște continuități. Și mi se pare că va fi foarte greu să vorbim și de aceea Biserica trebuie să insiste pe rânduiala ei liturgică, dar este foarte greu să găsim oameni care să poată aceasta, să ducă această rânduială liturgică fără experiența rânduielii agrare și a muncii în comunitatea sătească, așa cum a avut ortodoxia de-a lungul mileniu. Și cred că, dincolo de orice problemă intelectuală, această problemă existențială, antropologică, pe care Mircea Vulcănescu ar fi simpatizat cu abordarea antropologică a chestiunii tineretului. În al doilea rând, cred că Părintele Dezei a spus lucrul acesta poate prin 1990 sau mai la începutul, sau nu știu exact când. Nu știți când a spus când? Chiar anul trecut. Înainte sau după referent? Pentru că mie mi se pare că am început să avem foarte mari probleme cu creștinarea României. Occidentul deja cred că va trebui să descurce singur și fără ajutorul nostru, din păcate. Pentru că Occidentul ne-a invadat cu tot felul de artefacte și de euri ideologice care au început să ne cam turbuie și nouă lucitatea. Ar fi bine să fie așa, poate Părintele, nu am dat profeției, eu sunt istoric, deci mă uit mai mult în urmă decât înainte, dar mi-e teamă că deja am început să luptăm pentru supraviețuirea noastră. Suntem într-o stare destul de încordată. Mulțumim mult!